Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi venim în fața domniilor voastre cu o conferință deosebită. Cu un generic românii, România la răscrucea istoriei. Trăim o săptămână importantă în viața românilor și a României. La 21 noiembrie 1917 a avut loc prima ședință a Sfatului Țării, a Parlamentului cu tehnologia modernă, a Republicii Democratice Moldovenești, proclamate după destrămarea Imperiului Țarist. Era o perioadă tumultoasă a istoriei, când în rezultatul primului război mondial s-au destrămat cele trei mari imperii austro-ungar, imperiul rus și otoman. Și la răscrucea acestor ani apare un nou stat în Europa răsăriteană, România Mare. Până la 1 decembrie 1918, când sărbătorim înființarea unui nou stat, România Mare, un stat integru în care au încăput mai mulți români decât astăzi, mai multe teritorii decât astăzi, care a marcat un început a unui vis realizat a neamului românesc. Eu vreau să menționez că aceste evenimente au adus la crearea unui din cele mai frumoase țări din lume, România modernă. Acestei zile, acestui eveniment, fenomen, îi vom consacra o conferință în data de 26, duminică, la orele 14, exact în sala în care s-a votat Unirea, pe Mateievici 111. Cred că toți cei care gândesc, simt, vorbesc românește, sunt interesați să participe la aceste dezbateri care vor avea loc sub genericul României la răscrucea istoriei, cu conferențiari de mare importanță pentru neamul românesc, cum ar fi generalul Chelaru, unul din fondatorii Consiliului Național al Unirii, domnul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național Alianței pentru Unirea Românilor, domnul profesor Baltasiu, un mare cunoscător al istoriei Basarabiei, dar și alți invitați pe care o să aveți ocazia să-i urmăriți. De ce România și românii la răscrucea istoriei? Pentru că astăzi trăim aceleași situații complicate. Războiul din Ucraina, din fâșia Gaza, războiul început încă de mult, nedeclarat, împotriva tradițiilor, obiceiului, neamului nostru românesc, prin înaintarea neomarxismului pe toate fronturile, ne obligă să ne mobilizăm, exact cum ne-am mobilizat în 17-18, construind România Mare, să ne mobilizăm toți românii. Și nu contează unde suntem noi, pe care mal al Prutului sau în care țara lumii astăzi suntem, suntem obligați să ne unim pentru a păstra valorile noastre, tradițiile noastre, biserica noastră, familia noastră tradițională și, cel mai important, libertatea. Acestei teme va fi consacrată conferința de duminică, la care suntem bucuroși să vă invităm. Aș vrea și colegii mei să expună câteva cuvinte referitor la evenimentul de duminică și pregătirea acestuia. Bună dimineața, vă salut și eu tradițional cu urări de bine și cu gânduri de binecuvântare.
Am să fac doar un singur îndemn. Deci suntem români și punctum, cum spunea geniul nostru Mihai Eminescu. Vă rugăm să continuăm această activitate a românismului în Basarabia, iar ea poate fi făcută prin prezența dumneavoastră masivă la această conferință din 26. Trebuie să ne aducem aminte de personalitățile notorii, de eroii noștri, pentru că merită o veșnicie. Vreau să completez că acțiunile noastre de patriotism, de românism, continuă și la Alba Iulia de 1 decembrie. Plecăm organizat din Chișinău și ducem flacăra românismului la Alba Iulia. Vă așteptăm atât pe 26 noiembrie, cât și pe 1 decembrie să fim uniți, să mergem împreună, să ducem flacăra, să ducem drapelul nostru românesc, să ducem suflul românesc la Alba Iulia. Conferința din 26 este programată în clădirea Sfatului Țării, pe strada Alexe Mateevici, 111. Cu începere la ora 14, bineveniți sunteți de la 13:30. Plecarea la Alba Iulia va fi din data de 30 noiembrie seara, în autocare organizate, cu copii, cu profesori, cu istorici, cu părinți. Asupra acestei plecări vom reveni suplimentar cu informații. Gândul meu este să vă uniți și să veniți cât mai mulți, să arătăm că suntem o forță. Așa să ne ajute Dumnezeu în toate. Bună ziua, stimați compatrioți! Eu vreau să fac un apel către toți oamenii de bună credință din Republica Moldova, către toți unioniștii, ca să fim prezenți pe data de 26 noiembrie 2023 la ora 14 în incinta sălii Marii Uniri, unde s-a votat unirea la 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu patria mamă România, la manifestarea culturală consacrată Marii Uniri. Să veniți cu toții organizat ca să răspunem guvernanților de la București că o Românie puternică poate exista numai împreună cu Basarabia. Că astăzi a sosit timpul, reieșind din evenimentele ce ne înconjoară, să grăbim reîndrăgirea țării. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați cu toții în masă, unioniștii și oameni de bună credință, pe adresa Alexei Mateievici, 111, în sala Mare Uniri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult! Încheiem cu același apel. Vă așteptăm la 26 noiembrie, la orele 14, în sala Mare Uniri, Mateievici 111, la Chișinău, de unde a luat start Marea Unire, Marea Mișcare de Reîntregire a Țării și încă o dată să o facem, pentru că unirea face puterea. Vă mulțumim!